La Spitalul Raional Cimișlie a fost deschisă o secție de reabilitare medicală și medicină fizică, care va permite pacienților după externare să urmeze un tratament de reabilitare. Acest tratament va micșora riscul complicațiilor și îi va ajuta să-și dezvolte capacitățile de îngrijiri habituale în viața cotidiană. Chiar și pentru bolnavul țintuit la pat, în cazul de față, prin intermediul serviciilor, el va fi instruit, acomodat pentru a se deservi de sine stătător în viața cotidiană de fiecare zi. Iar pentru cel care a suportat probleme mai puțin severe, prin terapia respectivă, noi îi vom ajuta ca să se întoarcă la viața profesională, la viața socială. Centrul a fost dotat cu utilaj și dispozitive medicale moderne după standardele europene, cu 12 paturi amplasate în secțiile de profil, cardiologie, neurologie și traumatologie. Avem spalierul sau scara de gimnastică, unde lucrăm cu pacienții, se pun așa în diverse boli ale aparatului locomotor, mingile, mingea bovat, care de asemenea se utilizează practic la toți pacienții, bicicleta ergometrică, care este utilizată pentru mărirea forței musculare, reeducarea mersului și tot așa. Avem și o masă stabilă, la care iarăși, dacă nu se reușește în altă sală, lucrăm aici cu mobilizările, cu exerciții active și cu potrivarea pacientului. Proiectul în valoare de circa 100.000 franci elvețieni a fost finanțat de către Asociația de Cooperare Elveția Basel. Our contribution mainly was to plan to help in medical education of the staff here in. Sprijinul reprezentanților din Elveția a fost să găsească suport financiar pentru echipamentul din centrul de reabilitare și să contribuie la instruirea specialiștilor care vor activa aici. Very important support to make it possible to help them to build it up. Centrul de reabilitare deschis la Cimișlia este primul de acest gen la nivel raional în Republica Moldova. Se estimează că în acest centru se vor reabilita anual circa 500 de pacienți.